În perioada 5-9 martie 2024, ITM Timiș, sub coordonarea Inspecției Muncii București, a desfășurat campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul de montarea, dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. Obiectivele acțiunii de control au vizat identificarea și verificarea agenților economici care activează în acest domeniu, privind respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Inspectorii de muncă din cadrul ITM-Timiș au efectuat 13 controle, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, dintre care două amenzi în valoare de 28.000 de lei, una fiind acordată pentru muncă la negru și 29 de avertismente.